Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit, dragi tineri și copii! Sezonul Invincibilii 2016-2017 se află, iată, în plină desfășurare. Ne aflăm deja la cea de-a cincea emisiune a acestui sezon și în această seară vom avea bucuria de a cunoaște trei noi tineri care au venit de la Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj-Napoca. Vă invităm să rămâneți împreună cu noi și în această seară și să răspundeți împreună cu cei tineri aflați în studio întrebărilor din bibliografia acestei seri. Haideți să ne reamintim bibliografia care a fost anunțată în urmă cu o săptămână. A doua jumătate a cărții Exodului este vorba de capitolul 21 până la capitolul 40. Aceasta a fost bibliografia din Vechiul Testament, din Noul Testament, Evanghelia după Luca, iar din Cartea Acasă în Lumea Bibliei, 20 de pagini, de la pagina 54 până la pagina 73. Rămâneți cu noi, vă invit acum să cunoaștem concurenții. Demian Adrian Ionuț are 16 ani și este din Șieu, județul Maramureș. Este elev în clasa 11 al Liceului Teologic Adventist Maranata din Cluj-Napoca. Pasiunile lui sunt tenisul de masă și voleiul. Versetul favorit se află în Ioan, capitolul 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oncea Georgiana Mihaela are 16 ani și este din localitatea Poenile de Sumunte, județul Maramureș. Este elevă în clasa 11 al Liceului Teologic Adventist Maranata din Cluj-Napoca. Pasiunile ei sunt pianul și muzica vocală. Versetul favorit se află în Filipeni, capitolul 4:13. Pot totul în Hristos care mă întărește. Constantin Ionuț Daniel are 17 ani și este din localitatea Ilva Mare, județul Bistrița Năsăud. Este elev în clasa 11, este Maranata din Cluj-Napoca, coleg cu Adi și Georgiana. Pasiunile lui, fotbalul și tenisul de masă. Versetul favorit se află în Proverbele, capitolul 10:12. Ura strânește certuri, dar dragostea acoperă toate greșelile. Așadar, Adi, Georgiana și Dani sunt cei trei concurenți din această seară. Haideți să stăm de vorbă cu ei. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit, dragi ardeleni! Mă bucur foarte mult că sunteți aici. Sunt de asemenea foarte bucuros că ați ajuns în siguranță. De fiecare dată stau îngrijorat pentru că drumul este destul de lung. Călătoriți în timpul nopții. Vă mulțumesc pentru efortul vostru. Le mulțumesc și șoferilor care fac un efort special pentru a vă aduce la București. Obosiți? Nu. Nu? V-ați revenit deja. Bun. Cum abordați emisiunea din această seară? George, să începem cu tine. Păi eu văd ca pe o experiență. Încerc ceva nou. Și sper să fie ceva plăcut. Să sperăm că va fi plăcut pentru fiecare dintre voi, nu doar pentru tine, Georgiana. Adi, cum privești participarea ta la emisiunea Invincibilii din această seară? Să pot să fiu aici. Ar vrea să mulțumesc Dumnezeu pentru că m-a ajutat să pot să cerc și asta și sper să fie totul bine. Și eu sper să fie bine pentru tine, pentru colegii tăi. E clar, unul singur va merge mai departe, da. Dar puteți avea cu toții un punctaj mare sau foarte mare care să vă facă cinste vouă și școlii. Dani, cu ce gânduri abordezi emisiunea din această seară? Este o motivație care să te facă să înveți mai mult din Biblie. Te ajută ca să citești Biblia, care de altfel probabil nu ai citit-o atât de des. Da, te ajută. Interesant. Tu mulțumesc pentru expunerea ta în ceea ce privește motivația. Mă bucur. De fapt, asta ne propunem și asta ne propunem prin emisiunea Invincibilii, să îi conducem pe cei tineri către studiul Scripturii. Am reținut din prezentare că voi sunteți colegi de clasă. Da. Da. Corect? În aceeași clasă? Sunteți și colegi de bancă sau doar de clasă? Nu. Nu. Doar. Am înțeles. Bun. Vă doresc succes. Mulțumim. Bun. Să înceapă proba întâi.
cele 15 întrebări ale... A patra. Cu ce a fost bătut aurul folosit la construirea vițelului de aur? A. A fost bătut cu ciocane. B. Nu a fost bătut pentru că a fost topit. C. Cu dalta. Sau D. Cu topoare. Haideți să vedem în ce manieră a fost realizat vițelul de aur. De data aceasta, cel care a răspuns corect este Adi. Georgiana și Dani au greșit, din păcate. Varianta corectă este cea de la litera C. Vițelul de aur a fost pregătit, a fost realizat cu dalta. Întrebarea a cincea. Din ce seminție era Bețaleel cel înzestrat cu pricepere în tot felul de lucrări? A. Levi. B. Dan. C. Zabulon. Sau de din seminția lui Iuda. Bețaleel provenea din seminția lui Levi A, lui Dan B, lui Zabulon C sau din seminția lui Iuda, varianta D. Hai să vedem cine se hotărăște primul. Da, răspunsul corect este cel de la varianta D, Iuda. Era seminția din care provenea Bețaleel. Cei care au răspuns cu D au câștigat câte un punct la această întrebare. Ultima întrebare în cadrul acestei probe din cartea Exodul. Întrebarea a șasea. Este o întrebare de cuantificare, o întrebare de inventar. Care a fost cantitatea de aur folosită la construirea Sfântului Locaș? A. Nu se specifică lucrul acesta. B. 39 de talanți și 700 de sicli. C. 29 de talanți și 730 de sicli. Sau D. 21 de talanți și 107 sicli. Sunt destul de multe numere, dar voi veți alege
răspunsul pe care îl considerați corect. Răspunsul adevărat este cel de la litera C, 29 de talanți, 730 de sicli. Cei care au răspuns cu C au câștigat un punct. Continuăm cu cartea din Noul Testament, este vorba de Evanghelia după Luca. Întrebarea a șaptea. Cine era cârmuitor al Abilenei? A. Lisania, B. Filip, C. Trahonita sau D. Marcus? Cârmuitorul Abilenei era Lisania, Filip, Trahonita sau Marcus? Este pentru prima dată când oferiți trei răspunsuri diferite. Înseamnă că întrebarea v-a dat de gândit. Răspunsul corect este cel de la litera A. Lisania cârmuia Abilenele. Întrebarea a opta. Ce fructe nu se strâng din spini? Era o negație la un moment dat în discursul Domnului Iisus Hristos. A. Din struguri, B. Din măsline, C. Din smochine, C. D. Din curmale. Este evident că toate ar putea fi, însă întrebarea este care este formularea întâlnită în Evanghelia după Luca? Nu se strâng din spini, ce anume? Întrebare deosebit de dificilă din punctul meu de vedere. Răspunsul corect este cel de la litera C. Este vorba de smochine. Georgiana și Dani au indicat corect răspunsul. Întrebarea a noua. Din câte persoane erau formate cetele în momentul înmulțirii pâinilor? A. 100, B. Din 50, C. Din 10 persoane sau varianta D. Din 500 de persoane. Să vedem răspunsurile. Într-adevăr, ați răspuns cu B, răspunsul este corect, fiecare dintre voi acumulează câte un punct. Au fost cete de câte 50 de oameni. Întrebarea a 10-a. Ce exemple folosește Domnul Iisus atunci când vorbește despre îngrijorări? Și facem referire la folosirea expresiei uitați-vă cu băgare de seamă la. Apare de două ori această expresie. Uitați-vă cu băgare de seamă la. La ce anume atrage atenția Domnul Iisus Hristos? Care sunt exemplele utilizate? Atenție! A. Este vorba despre păsările cerului și despre crini. B. Este vorba de o barcă purtată de vânt pe de o parte și de iarbă pe de altă parte. Varianta C. Este vorba de corbi și de crini. Sau varianta D. Îl aduce în discuție pe Solomon în slava sa și de asemenea păsările cerului. Hai să vedem ce variantă alegeți. Domnișoara Georgiana a răspuns corect. Din păcate, băieții au indicat un răspuns mai general. Păsările cerului, este vorba de corbi. Atenție, vorbim de Evanghelia după Luca. Numai de Evanghelia după Luca. Lucrăm exact pe textul Evangheliei. Întrebarea a 11-a. Cum este descrisă țara în care a plecat fiul risipitor? Este un aspect interesant aici. Hai să vedem. O țară străină, varianta A. Sau varianta B, o țară necunoscută. C, o țară păcătoasă. Sau D, o țară depărtată. O țară străină, necunoscută sau depărtată. Adică se gândea, a răspuns și el, răspunsul este corect. Fiul risipitor a plecat într-o țară depărtată. O fi fost ea, adică era păcătoasă, necunoscută, străină, dar cuvântul care apare, acesta este o țară depărtată. Întrebarea a 12-a. De câte ori postea pe săptămână fariseul din pilda vameșului și a fariseului? A. O dată pe săptămână. B. De două ori. C. De trei ori. Sau D. Ni se spune doar că dădea zeciuială din toate veniturile sale. Nu se pomenește nimic despre obiceiul său de a posti. Hai să vedem care este răspunsul vostru.
O dată, de două ori, de trei ori sau nespecificat? Georgiana oferă din nou răspuns corect pentru că este vorba de două ori. Așa stăteau lucrurile. De două ori postea fariseul în pilda vameșului și a fariseului. Întrebarea 13, ultima din Evanghelia după Luca. Cum se mai numea Paștele? A. Ziua de sabat. B. Sărbătoarea corturilor. C. Praznicul azimelor. Sau D. Sărbătoarea Sucot. Foarte bine, mai câștigați un punct. Praznicul azimelor era o altă denumire pentru sărbătoarea pascală. Acasă, în lumea Bibliei, Adi, unde ți-ar plăcea să ajungi în Israel? Din toată cartea, dacă ai reușit să te uiți peste ea, sau poate ai tu un obiectiv de când erai mai mititel, ori fie din bibliografia pe care ai avut-o de studiat. Mie mi-ar plăcea să ajung în Nazaret. Este localitatea în care Domnul Iisus a trăit și a desfășurat copilăria. Mi-ar plăcea să ajung acolo. Frumos, ți-ai ales o localitate interesantă. Georgiana? Cred că aș alege Betleemul ca să fiu oarecum în atmosfera în care au trăit Iosif și Maria atunci când nimeni nu i-a primit în casa lor și au trebuit să-L nască pe Iisus în trăiesle. Sunt locuri foarte frumoase, într-adevăr. Mai degrabă aș putea spune că au o conotație extrem de importantă pentru noi și suntem cumva subiectivi spunând că aceste zone sunt frumoase pentru că înseamnă mult pentru mintea noastră, pentru inima noastră. Vă doresc să ajungeți în acele locuri. Mulțumesc. Din păcate, în excursia din anul acesta n-am putut merge acolo pentru că am avut mașini închiriate. Mașinile închiriate nu puteam intra în acele teritorii. Am văzut însă o mulțime de alte locuri extrem de interesante și faptul că am avut mașini închiriate ne-a permis o mobilitate extraordinară. Ne-a permis faptul acesta să prelungim activitățile până noaptea târziu pentru că nu eram, mă rog, aveam multă flexibilitate în mișcare. Dani, care este opțiunea ta? Cred că aș alege Cana. Mi s-a părut cea mai interesantă din câte am citit din carte și ar fi interesant să o văd cu ochii mei. Da, ceea ce este interesant la Cana este că acolo cuplurile își pot reînnoi angajamentul pe care l-au luat în momentul în care au decis să se căsătorească. Da, interesant, văd că ați ales din bibliografia pe care ați avut-o. Cu siguranță veți fi încântați și de Ierusalim și de alte zone despre care poate nu ați citit acum, însă merită din plin această experiență. Hai să vedem, mai avem două întrebări, ele sunt din cartea Acasă în lumea Bibliei a profesorului Traian Aldea. Unul din voi va merge în semifinale, așa că încercați să răspundeți cât mai corect. Întrebarea 14-a. Imaginați-vă harta și răspundeți. Ce se află la vestul Galilei? A. Marea Mediterană. B. Platoul Golan. C. Egiptul. Sau D. Lacul Galilei. Imaginați-vă harta, după cum spuneam, cele patru puncte cardinale. Aveți acolo această regiune a Galilei și spuneți-ne, vă rugăm, ce este în vestul Galilei. Vă rog. Da, păcat, ați pierdut toți un punct. Platoul Golan nu se află la vest. La vest se află Marea Mediterană. Marea Mediterană. Întrebarea 15-a și ultima. Cum era supranumit Irod Antipas? Asta sigur trebuie să o știți. A. Viezurele. B. Leul. C. Șacalul. Sau D. Vulpea. E, iată, la întrebarea aceasta ați răspuns foarte rapid. Mulțumesc, puteți lăsa jos cartoanele. Aici se încheie runda întâi, în curând vom avea și punctajul. Punctajul primei probe este acesta. Adrian Demian a acumulat 8 puncte, Daniel Constantin are 10 puncte, iar Georgiana Oncea este câștigătoarea acestei probe cu 12 puncte. Rămâneți împreună cu noi, urmează proba a doua, intitulată Adevărat sau fals?
Începem acum cea de-a doua probă. Știți foarte bine, avem de parcurs 10 întrebări din întreaga bibliografie a acestei seri și concurenții trebuie să stabilească dacă aceste enunțuri sunt adevărate ori dacă, din potrivă, ceva nepotrivit s-a strecurat în aceste enunțuri. Dragi concurenți, avem 3 întrebări din cartea Exodul, după aceea 5 din Evanghelia după Luca și 2 din cartea Acasă în lumea Bibliei. Este adevărat că aveți emoții? Da. Ridicați cartoanele, vă rog, da sau nu? Asta voi o știți. Mi-ar plăcea să ridicați cartoanele cu nu. Totuși, în regulă să avem emoții. De multe ori emoțiile ne ajută să ne concentrăm, alteori din potrivă ne încurcă foarte mult. Este bine dacă avem emoții pe care le putem ține sub control. Chiar nu aveți de ce vă teme. Eu vă doresc succes în cadrul acestei probe și îmi doresc să acumulați toți câte 10 puncte. Noi avem 30, vi le dăm pe toate. Prima întrebare. Este adevărat că Aron avea 4 fii? Avea Aron 4 fii sau nu? Vă rog. Răspunsul corect este da, Aron avea 4 fii. Bun. Mulțumesc. Întrebarea a doua. Este adevărat că sărbătoarea azimelor dura 3 zile? Pare un pic greuță întrebarea, da? Ați răspuns toți cu nu. De ce ați răspuns cu nu? Ce e în neregulă cu enunțul? Sărbătoarea azimilor era Paștele. Da. Paștele și dura? Ținea mai multe zile. Dura mai multe zile, 7 corect? Zile. 7 zile, da. Într-adevăr. Răspuns foarte bun și bine explicat. Întrebarea a treia din cartea Exodul. Este adevărat că sfințirea cortului a avut loc în ziua a 7-a? A lunii întâi, cum ar veni 7-a întâia, da? Hai să vedem. Luați afirmația cuvânt cu cuvânt sau pe segmente, sfințirea cortului și data. Priviți la lună, priviți la zi și încercați să potriviți cele trei elemente. Dacă ele sunt în regulă și dacă dau bine în fotografie, răspunsul va fi da. Dacă ceva nu este bine, răspunsul va fi nu. Hai să vedem. Băieții au răspuns corect pentru că au răspuns cu nu. Sfințirea cortului a avut loc în? Luna 7, ziua 1. A avut loc în ziua 1 a lunii 1. A avut loc pe 1 a 1, cum ar fi, da? Bun. Evanghelia după Luca. Întrebarea a patra. Este adevărat că îngerul care i s-a arătat lui Zaharia stătea în fața altarului pentru tămâiere? Recrea scena din imaginație. Amplasați-l pe Zaharia și vedeți și unde s-a așezat îngerul, unde a apărut. Hai să vedem. Adi, Georgiana, răspunsul corect este cel indicat de Dani. Nu. În dreapta altarului? La dreapta altarului pentru tămâiere, un răspuns foarte bun. Ai meritat 2 puncte pentru acest răspuns foarte valoros, muncit. Da, într-adevăr, îngerul era la dreapta altarului. Întrebarea a cincea. Este adevărat că Domnul Iisus îl aseamănă pe Ioan Botezătorul cu o trestie clătinată de vânt? Îi aparține această descriere Domnului Iisus Hristos și este ea emisă cu privire la Ioan Botezătorul? Hai să vedem. Foarte bine, răspunsul este corect. Aveți fiecare câte un punct. Întrebarea a șasea. Este adevărat că Zaharia a fost ucis între altar și templu? Vă rog, hai să vedem. Apare expresia aceasta în textul Evangheliei sau nu? Răspunsul este da, corect. Cei care au răspuns cu da primesc un punct.
Întrebarea șaptea. Este adevărat că Domnul Iisus oferă ca exemplu de manifestare a credinței dezrădăcinarea unui smochin? Este adevărat că Domnul Iisus oferă ca exemplu de manifestare a credinței dezrădăcinarea unui smochin? Răspunsul corect este nu. Să vedem și de ce. Îți amintești, Dani? Se vorbește acolo de dezrădăcinare, dar este un alt copac. Este vorba de un dud. De un dud. Este un amănunt. Bun. Să continuăm cu ultima întrebare din Evanghelia după Luca, a 8-a. Este adevărat că înălțarea a avut loc lângă Betania? Mai departe. Vă rog, ridicați cartonul pe care îl considerați corect în ceea ce privește alegerea unui răspuns la această întrebare, a 8-a. Înălțarea a avut loc lângă Betania sau nu? Georgiana a răspuns corect, pentru că înălțarea a avut loc lângă Betania. Mai avem două întrebări, acestea sunt din cartea Acasă în lumea Bibliei. Întrebarea noua. Este adevărat că localitatea Cana se află pe lunca fertilă a văii Turan? Nu e vorba de mașina Turan, care se și scrie diferit. E vorba de Valea Turan. Hai să vedem unde situăm Cana pe hartă. Este acolo sau e vorba de altă localitate? Cine a spus că ar vrea să meargă în Cana? Cred că tu, Adi. Nu, nu, n-ai spus tu? Dani, tu ai zis? Da. Hai să vedem. Localitatea Cana se află pe lunca fertilă a văii Turan. Ușor, ușor, concurenții se hotărăsc și răspunsul lor este da, da, da. Foarte bine, aveți un punct, așa este. Localitatea Cana se află pe lunca fertilă a văii Turan. Ultima întrebare, a 10-a, și după aceea mai stăm puțin de vorbă cu concurenții. Să citim întrebarea. Este adevărat că Tsiporis a fost capitala Galilei în timpul Domnului Hristos? Răspunsul este da. Încheiați runda cu bine. Primiți fiecare câte un punct. Îmi pare rău de punctele pe care le-ați pierdut pe traseu. Asta este. Mai avem două probe. Puncte nu mai sunt foarte multe. Câte 6 pentru fiecare. Un maxim de 6 puncte mai puteți acumula. Bun, proba se încheie aici, vom avea și punctajul. Până atunci însă doresc să te întreb, Adi, dacă ți-ai făcut deja orientare din clasa 11 în ceea ce privește urmarea unei viitoare cariere. Ești hotărât sau încă mai te gândești? Încă nu sunt hotărât, mă mai gândesc. Cam către ce domenii ai înclina? În domeniul meu a fi pastor, iar celălalt tehnician dentar. Pastor sau tehnician dentar, am înțeles. Ar cam trebui să te hotărăști. Eu cred că este bine să intrăm cel târziu în clasa 11 cu opțiunea bine definită. Georgiana? Eu am decis să merg pe o latură a medicinei și mai exact să devin medic nutriționist. Frumos. Către care centru universitar te-ai orientat? UMF Iuliu Hațegan. Am înțeles. Dani? Eu nu m-am gândit. Încă mai aștept. Încă mai aștepți. Bun. Gândește-te repede pentru că timpul trece. Fiecare zi este importantă. Dacă veți continua, unul va continua la Invincibilii, asta este clar. Veți avea de învățat și pentru Invincibilii și pentru teze și pentru toate cele. Nu e foarte târziu. Mai aveți totuși clasa 11-a, o mare parte din ea înainte. Și bineînțeles clasa 12-a. Dar cu cât vă hotărâți mai devreme, cu atât mai bine. Bun. Punctajul probei a doua este acesta. Demian Adrian are 6 puncte, Oncea Georgiana 7, în vreme ce Constantin Daniel a acumulat 8 puncte. Rămâneți cu noi pentru cea de-a treia probă.
Proba a treia tu alegi presupune apariția pe ecranul din stânga concurenților a 9 întrebări. Mai precis este vorba de primele 4 cuvinte din aceste 9 întrebări. Sarcina concurenților este să intuiască posibilitatea care se află în spatele respectivelor indicii. Vor apărea curând întrebările și ordinea în care voi le veți alege este aceasta. Dani, Georgiana și apoi Adi, de la dreapta la stânga, așadar, ordinea aceasta este dată de punctajul pe care l-ați obținut la cea de-a doua probă. Hai să vedem întrebările. Avem primele trei, cele de sus, sunt din cartea Exodul, următoarele de la a patra până la a șaptea sunt din Evanghelia după Luca și, ca întotdeauna, a opta și a noua sunt din cartea Acasă în lumea Bibliei. Să citim întrebările, să le comentăm puțin, să chibițăm, să zic așa, adică să încercăm să ne gândim ca ce ar fi în spatele acestor indicii. Prima întrebare, care trebuia să fie? A doua, ce a făcut Moise? A treia, câte pietre erau pe? A patra, cine era dregător în? A cincea, despre care cetate a? A șasea, până când au ținut? A șaptea, în ce limbi era? A opta, câte camere are poarta? Mi se pare o întrebare destul de clară. Și întrebarea a noua, care este cel mai? Aici este un superlativ din cartea Acasă în lumea Bibliei. Dani, cu facultatea nu te-ai orientat deocamdată, dar cu întrebările trebuie să te orientezi mult mai repede. Întrebarea numărul 7. Întrebarea numărul 7. În ce limbi era scris pe tăblița de pe cruce? Te voi ajuta într-un anume sens, aproape nesemnificativ, spunând faptul că este vorba de trei elemente pe care trebuie să le punctezi. Fiecare element îți aduce 33 de sutimi de punct. Da. Te rog. Era scris în limba latinească. Da. Grecească. Da. Și aramaică. Da. Și evreiești. Apare, da. În slove grecești, latinești și evreiești. Georgiana. Aleg întrebarea numărul 3. Alegi întrebarea numărul 3. Câte pietre erau pe pieptar? 12 pietre. 12 pietre. O întrebare foarte simplă. În locul lui Adi, eu aș fi ales-o pe aceasta. Oricum, el a știut să răspundă foarte bine și la întrebarea a șaptea. E foarte bine faptul că cei care au avut punctaj mare își pot alege, pot selecta și până la urmă o întrebare ar putea face diferența, pentru că am avut și serii în cadrul cărora concurenții au terminat locul întâi față de locul 2 la mai puțin de un punct, la 50 de sutimi sau la 40 de sutimi. Adi, dragă, este rândul tău. Eu aleg întrebarea numărul 9. Întrebarea numărul 9. Care este cel mai bun prieten al omului? Hai să vedem. Care este cel mai înalt vârf din Galileea? Muntele Maron. Mai spune o dată, te rog. Muntele Maron. Este vorba de muntele Meron. Meron. Considerăm 1260 răspunsul tău... de metri. Da. Considerăm răspunsul tău aproape corect. Ai înlocuit o literă. O fi Maron, probabil, dar denumirea corectă este Meron. Muntele Meron. Bun. Oricum ai fost pe fază. Bravo. Dani. Întrebarea numărul 4. Întrebarea numărul 4. Tu ai răspuns corect la întrebarea cu Abilene. Hai să vedem. Cine era dregător în Siria pe vremea nașterii lui Isus? Quirinius. Quirinius, da? Răspuns. Nu știam cum se pronunță. Da, Quirinius, da. Quirinius. Ai știut răspunsul, okay. Asta este clar. Quirinius. Georgiana. Întrebarea numărul 1. Numărul 1. Care trebuia să fie lungimea capacului ispășirii exprimată în coți? Lungimea trebuia să fie de 2,5 coți. Foarte bine. 2 coți și jumătate. Ai oferit răspunsul rapid. Bravo. Bravo. Răspuns fără teamă, fără bâlbâială. Ai fost sigură de acest răspuns. Bravo, Georgiana. Adi. Întrebarea numărul 8. Întrebarea numărul 8. Văd că tu te-ai orientat la întrebările din
cartea Acasă în lumea Bibliei. Câte camere are poarta lui Solomon de la Hațor? Una. 6. Pluralul ar fi trebuit să-ți dea de gândit că ar fi minim 2. Mă rog, putea fi o capcană, dar este vorba de 6 camere. 6 camere. S-a dus și întrebarea 8-a. Mai avem o întrebare din cartea Exodul și 2 din Evanghelia după Luca. Care concurent mai are dreptul la o singură alegere? Să continuăm cu Dani. 2. Întrebarea a doua. Ce a făcut Moise? Moise a avut o viață destul de lungă. Hai să vedem în ce moment. Ce a făcut Moise cu vițelul de aur? L-a stricat, l-a topit și din cenușă a pus-o în apă și a dat oamenilor să o bea. Nu știu exact ce a făcut. Da. L-a topit sau adică l-a făcut cenușă. E clar că știi răspunsul textual la în foc, dar răspunsul este unul foarte bun, deși exprimat cu alte cuvinte, foarte bine. Georgiana. Întrebarea numărul 6. Întrebarea numărul 6, amândouă sunt din Evanghelia după Luca. Până când au ținut legea și prorocii? Legea și prorocii au ținut până la venirea lui Ioan Botezătorul? Foarte bine, până la Ioan. Răspuns corect, a venit puțin mai târziu răspunsul, s-a fost un răspuns corect. Adi, te-ai pricopsit cu întrebarea a cincea. Despre care cetate a întrebat Iisus astfel? Vei fi înălțat oare până la cer? Sodoma. Nu, apărea și Sodoma, dar este vorba despre Capernaum. Răspunsul corect este Capernaum. Domnul Iisus Hristos mustră această cetate și... Da, despre ea este vorba, pentru că fusese răsăvârșite multe minuni acolo și totuși oamenii nu făceau ceea ce este bine. Da. Mulțumesc. Cum vi s-a părut această probă? Georgiana, cum a fost? Mi s-a părut o probă interesantă care ne pune mintea la contribuție, adică ne face să ne gândim. Acesta este scopul nostru, unul dintre ele aici, să vă ajutăm să gândiți. Da, este proba la care eu țin cel mai mult și mă străduiesc eu sau cei care mă ajută să găsim întrebări care într-adevăr să vă pună mintea la contribuție. Să știți că nu e ușor întotdeauna, nu este ușor. A face întrebări nu e... așa ceva extrem de facil. Dani, cum ți s-a părut proba? Accesibilă, nu e nici grea, nici foarte ușoară, e ceva ce trebuie să spui cu cuvintele tale, nu neapărat exact cum scrie sau ceva ce poți să te exprimi tu. Am înțeles. Bine, atunci când vorbim de denumiri geografice sau de substantive proprii în general, tu n-ai știut cum se citește Quirinius, da? Mă rog, trebuie să fim atenți, contează și amănuntele. Adi, tu de ce ai preferat întrebările din cartea Acasă în lumea Bibliei? Te-ai axat mai mult pe studiul acestei cărți? Da. Mi s-a părut interesantă cartea aceasta. Chiar foarte mult. Eu vă sfătuiesc să citiți mai mult decât ați avut repartizat în cadrul bibliografiei din această seară, pentru că această carte este plină de informații valoroase. Veți fi îmbogățiți nu doar informațional, ci și spiritual. De altfel, cred că a studia despre Israel, geografie, istorie, este ceva foarte, foarte interesant și, de pildă, acum suntem în timpul desfășurării târgului de carte Gaudeamus, la momentul la care noi filmăm această emisiune și îmi pare foarte că mai puteți rămâne, însă chiar mi-am cumpărat o carte interesantă pe tema aceasta, o carte care vorbește despre istoria Israelului. Așadar, dacă reușiți să parcurgeți toată cartea în următoarea perioadă, ar fi foarte bine. Punctajul probei a treia este acesta. Adrian Demian are 0,80, în vreme ce Oncea Georgiana și Constantin Daniel au câștigat maxim de puncte, este vorba de câte 3 puncte.
În câteva minute vom afla care este semifinalistul acestei serii de la Cluj. Rămâneți împreună cu noi! Cu părere de rău, ne îndreptăm către finalul acestei emisiuni. Mă bucur că și în această seară am cunoscut trei tineri valoroși și în câteva minute vom afla numele celui care va continua cursa bilet de Israel. Sunteți pregătiți să începem cea de-a treia probă? Da. Da. Bun. Înainte însă de a trece la întrebări, pentru că mai avem puțin timp de petrecut aici în studio, aș dori să discutăm despre pasiunile pe care voi le aveți și despre modul în care vă place să vă utilizați timpul liber. Băieți, am văzut că voi doi aveți o pasiune comună. Este vorba de tenisul de masă. Cât de des jucați tenis de masă, Adi? Aproape fiecare seară, cu excepția vineri seara. Vineri seara nu joci, am înțeles, da, da. Tu, Dani? Cam la fel. Cam la fel. Sala de sport este în internat și acolo avem acces și când e frig afară și când nu putem face altceva. Frumos. Aveți mai multe mese de tenis? Doar una. Doar una. Doar una, am înțeles. Cam câți băieți folosiți această masă de tenis? Aproape toți. Aproape toți. Aveți cumva și vreun... Ce înseamnă toți? Cam câți? 10, 20, 30? Cât sunteți? 10 care jucăm. 10. A, cam 10 care jucați frecvent. Am înțeles. În total, cam câți băieți sunt în internat? 20, 25, cam așa. Cam 25 de băieți, da. Am înțeles. Nu toți sunt interesați de sportul acesta. Aveți cumva campionat, văd aici și fotbal la tine, Dani, și volei la Adi. Ar fi așadar cel puțin trei sporturi pe care le practicați acolo. Da. Există și un campionat din când în când, nu? Da. Da. Când se organizează acesta? Școala altfel. Școala altfel, am înțeles. Da. Bun. Îmi pare bine că aveți și timp pentru relaxare. Georgiana, ești pasionată de pian și de canto. Da. De ce? Îmi place foarte mult să cânt și să-L slăvesc pe Dumnezeu prin vocea pe care mi-a dat-o. Da. Cât de des cânti? Cânt de fiecare dată când am oportunitatea, chiar și în fiecare zi. Ai un profesor de canto, da, cu care repeți, și un, da, profesor de pian de asemenea? Nu, am făcut pian în școala generală, dar acum de când sunt la liceu nu mai fac. Am înțeles, însă ești autodidactă și continui să, da, te dezvolți și în privința aceasta. Bun, frumos. Bravo! Să vedem întrebările. Avem câte una din Exodul, din Luca și din cartea Acasă în lumea Bibliei, din ceea ce ați avut voi de citit. Cartea Exodul, începem cu ea. Dacă ați fost atenți, cu siguranță veți ști ce să scrieți. Prima întrebare în cadrul probei Sinteza este aceasta. Cum se numeau trei din cei patru fii ai lui Aron? Am stabilit mai devreme că avea patru fii la una dintre runde, cred că la a doua probă. Acum este momentul să scrieți trei nume din patru. E adevărat, ele sunt ținute minte cam două cu două. Deci fie știți două, fie știți patru, dar am zis hai trei să vedem cum. Cum vă veți aminti? Chiar sunt curios de lucrul acesta. Vă invit pe dumneavoastră, stimați spectatori, să încercați să vă reamintiți. Cred că primele două sunt destul de simple dacă suntem familiarizați cu Biblia. Următoarele două poate nu ni le amintim, dar dacă ni l-am amintit pe al treilea, aproape sigur ni le amintim și pe al patrulea. Da. Pentru că ele merg împreună cumva. 2 plus 2. Hai să vedem ce scriu concurenții. Mai întâi, dacă scriu, Georgiana, văd că a scris și băieții de asemenea. Până se mai gândesc, dragii noștri concurenți, vă anunț bibliografia pentru săptămâna viitoare. Vom cunoaște trei noi tineri de la Liceul Teologic Adventist Maranata din Cluj-Napoca. Bibliografia este aceasta, Cartea Leviticul, avem 27 de capitole, și din Noul Testament, Evanghelia după Ioan, de la capitolul 1 până la
capitolul 21. Iar din cartea Acasă în lumea Bibliei, de la pagina 74, de acolo de unde rămânem în această seară, până la pagina 93, 74 la 93. Hai să vedem ce au scris concurenții. Adi, ai scris greșit din păcate, lasă cartonul jos, te rog, ai scris altceva din altă relatare biblică. Georgiana, Nadab și Abihu, ți-ai amintit de primii doi, foarte bine, ai o jumătate de punct. Dani, ai identificat unul, ai scris două greșit, unul este corect. Corect. De fapt, tu, Georgiana, ai 0,66 pentru că am cerut 3 nume, n-am cerut 4, iar la Adi vom la Dani vom cuantifica 0,33. Nu cerusem 4 răspunsuri corecte, ci 3, ceea ce modifică procentual punctajul. Bun. Greuț, nu? Destul de greuț. Evanghelia după Luca, poate o să fie mai ușor. Aveți acolo, avem în Evanghelia după Luca două învieri din morți. Sper că v-au impresionat și îmi doresc din toată inima să vedeți despre ce învieri este vorba. Întrebarea este aceasta: care sunt cele două învieri din morți din Evanghelia după Luca? Altele decât învierea Domnului Iisus Hristos le abordăm din punct de vedere al minunilor făcute de Domnul Iisus Hristos. Așadar, o excludem pe cea a Mântuitorului. Vă rog să notați cele două minuni. Concurenții deja scriu. Dani a și terminat. Adi și Georgiana scriu și ei. Adi, Dani, tu chiar te-ai hotărât să ridici cartonul. Și Georgiana face lucrul acesta. Adi încă își redactează răspunsul. Mai așteptăm pe Adi, îi dăm timpul necesar pentru a scrie răspunsul la care se gândește. Adi, trebuie doar punctate, adică cu liniuță sau cu 1, 2, cu biluță, cu asterisc, cum vrei tu. Nu trebuie povestite aceste minuni. Adi încă n-a terminat, îl mai așteptăm, nu ne grăbim. Da, acum a terminat. Hai să vedem. Adi a scris așa: învierea fiicei lui Iair și mai departe învierea fiului care era singur la mama lui. A fost înviat atunci când mergea la groapă. Da, este un răspuns bun. Tu ne-ai povestit, ne-ai dat detalii. Foarte bine. Da, bun. Georgiana, învierea fiicei lui Iair, respectiv învierea unui băiat. E același băiat, da? Același. La aceeași înmormântare ați fost. Am înțeles. Da. Bun, ne-a dat Adi amănunte mai multe. Tu ai zis așa, învierea unui băiat. Dani, fiul văduvei din Nain, despre băiatul ăsta era vorba, da? Da. V-ați amintit, da. Iată, în sfârșit. Și învierea fiicei lui Iair. Da, foarte, foarte bine, Dani, foarte bine. Și voi ați identificat corect, dar a lipsit așa, precizia în definirea evenimentului respectiv sau a persoanei respective. Da, am fost la Nain, am fost în Israel de două ori, anul trecut nu am ajuns în zona aceea, anul acesta am ajuns pentru maxim 10 minute, nimic nu arăta ceva din măreția respectivei minuni care a avut loc în această localitate. Da. A treia întrebare și ultima în cadrul a patra, dar și ultima din această seară. Este ultima întrebare cu care veți fi chinuiți. Este întrebarea cu fotografie. Întrebarea a treia. Care este explicația acestei fotografii? Vă rog să scrieți ceea ce era indicat sub fotografie, pentru că este identificat
obiectivul respectiv și mai apare și o explicație suplimentară. Da? În cele 20 de păginuțe pe care le-ați avut de citit erau și multe pozuțe, da? Printre care și aceasta, un pic din alt unghi, un pic mai din dreapta, dar sunt suficiente elemente arhitecturale pentru a identifica această biserică. Hai să vedem care este memoria voastră vizuală, memoria fotografică, identificați numele bisericii și explicația cu privire la ea. Concurenții scriu, în curând vom avea parte de ultimul răspuns, ne vom lua la revedere de la ei, asta însă după ce vom afla numele câștigătorului, numele celui care merge mai departe în semifinala Invincibilii 2016-2017 a Liceului Teologic Adventist Maranata de la Cluj. Hai să vedem. A terminat și Dani. Da, începem cu Adi, pentru că el a terminat primul. Este vorba de o biserică. Această biserică, ai spus tu că este catolică și este din Cana. Din păcate, explicația este greșită. Este greșit și locul. Îmi pare rău, Adi. Da. Georgiana, Biserica Buna Vestire, biserică de rit catolic, este cea mai importantă din vremea aceea. Din păcate, răspunsul este greșit, Georgiana. Era fotografie mare, era fotografie, mă rog, era o fotografie clară, ca o să aleg fotografii cât mai clare, care să nu ne pună în încurcătură, mă rog, să nu existe ambiguitate, la asta mă refer. Iată și răspunsul lui Dani, este o biserică de rit ortodox. Da, ai identificat bine, este o jumătate din răspuns. Este vorba despre Biserica Izvorului. Nimeni n-a indicat această parte a răspunsului. Este vorba de o biserică de rit ortodox. Da, concursul se termină aici. Ce ați putut face a fost făcut până acum. În curând vom avea și punctajul. Georgiana, au dispărut emoțiile? Da. Și în privința punctajului care va fi afișat? Da. Da? Adi? Da. Da? S-au dus emoțiile, da. Înțeles. Dani? La fel. La fel, bun. Poate ar trebui să începem acum concursul. Asta se întâmplă a concurenților. Punctajul acestei probe este următorul. Demian Adrian a acumulat un punct, Oncea Georgiana un punct, 1,66, iar Constantin Daniel este câștigătorul probei cu un punct și 83. Nu știm însă care este punctajul final, cred că el este unul destul de apropiat și este clar. Cel care a răspuns cel mai bine, cel care a avut stăpânire de sine, merge mai departe în cadrul concursului Invincibile. Aveți deja două colege care sunt calificate în semifinale și alți colegi care se vor alătura. Da. Punctajul final este acesta. Demian Adrian 15,80. Constantin Daniel 22,83 și Oncea Georgiana este câștigătoarea acestei seri cu 23,66. Dragii mei, vă mulțumesc pentru prezența în studioul Invincibilii. Apreciez mult efortul de a vă deplasa de la Cluj până aici. Vă doresc succes mai departe, vă doresc să vă alegeți cât mai rapid o carieră pe care să o urmați. Nu uitați să studiați Biblia, nu uitați să vă aruncați un ochi din când în când și pe cărți ajutătoare, cum ar fi Acasă în lumea Bibliei, dar și o mulțime de alte cărți interesante. Mulțumesc, Adi! Mulțumim! Mulțumesc, Dani! Mulțumesc! Vă doresc drum bun către casă, împreună cu Georgiana. Georgiana, felicitări, pe tine te aștept în cadrul uneia dintre semifinalele pentru liceul vostru de la Cluj. Mulțumesc. Felicitări încă o dată! Mulțumesc. Ne vom revedea înaintea telespectatorilor. Stimați telespectatori, aceasta a fost ediția din... Rămâneți împreună cu Speranța TV. Ne revedem săptămâna viitoare cu 3 noi concurenți de la Cluj. Până săptămâna viitoare, nu uitați, fiți invincibili!